aici am ajuns, cu toții, și e vina noastră a tuturor că am acceptat lucrurile astea. Câtă vreme nu cerem ca oamenii care ocupă astfel de funcții să îndeplinească anumite condiții, să aibă un anumit grad de pregătire profesională, aici se ajunge. Eu nu-i bănuiesc neapărat de rea credință. Eu nu cred. Cred că ei chiar vor să facă, doar că nu știu să facă. Și atunci când nu știi să faci și te mai și străduiești și nici nu ceri ajutorul acolo unde există know-how, produci mai multă pagubă. Și cred că multe proiecte în România se fac foarte prost, tocmai pentru că încearcă să le facă oameni care nu sunt pregătiți să le facă. Jurnaliștilor nu li se dă voie să filmeze în spital, sau cu turne de ministru pentru asta și se face scandal. Nu, e o mare tabu. Regulamentul intern, nu știu ce. Și eu nu filmez figuri, filmez pereți, filmez zone insalubre, nu intru în intimitate omului, nu atac. Gândiți-vă că am fost alergat în Mureș cu mașina de poliție prin curte. Au venit să mă legitimeze ca pe un infractor, cu toate că am venit la șeful de secție, am fost pe secția de pneumologie. Am arătat legitimația, am spus cum mă cheamă, care-i scopul, am spus că nu filmez bolnavi și au chemat poliția, care mi-a zis, da, știu, mi-ați arătat, poate fi fals asta, ia mergeți la mașină și luați-vă, și am mers la mașină în live fiind, se poate urmări, și am arătat buletinul și a stat cu spate la mine, a completat datele. Am zis repede pe scări, am filmat și în timp ce filmam saltele mizere despre care ea ca asistent a trebuit să fie rușinată și să spună ne bucurăm că faceți apel public să se schimbe condițiile noastre de muncă, că e bine și pentru ea și pentru pacient. M-a lovit peste mâini. Se uita lumea la mine ca la urs, spunea deputat în spital într-o zi de vineri seara. Nu se poate. Nu vă sună viața lor. Ori eu îmi fac datoria pentru care sunt plătit. S-a întâmplat să reveniți după un timp într-un spital și să vedeți ce v-a schimbat? La Cluj, la medicală 1, la medicală 2, circuitul hranei s-a schimbat complet. Nu se mai așpagă în Cluj cum se lua. Nu ne uităm în oglindă suficient de des, ca în fiecare zi să fim varianta noastră mai bună, că ești manager de spital, ministru, nu știu, parlamentar. Pacientul trebuie să aibă și el respect pentru medic. Deci aici există un efort colectiv. Cel mai greu este de schimbat mentalitatea. Iar deficitul de caracter înseamnă tocmai această chestie. Lasă-mă ca să te las. Promisiuni care se împing de la o zi la alta. Că vom cumpăra saltele, că vom avea suficiente materiale. Și minciuna generalizată, care vine din zona de politizare. Eu dacă sunt politician și te-am numit pe tine manager, și tu știi că imaginea mea contează și mai vreau un mandat, atunci când Ungureanu va veni și va filma lucruri nasoale, tu ca manager o să spui, a, dar nu-i chiar așa, exagerează, știți cum fac, și mai ascund sub preș. S-au construit foarte puțini spitale în România în ultimii 30 de ani și aș vrea să vă întreb cum se vede problema asta de către un om care a fost aici timp de un an și nu ne-a condus în Ministerul Sănătății. Știu că poate nu sunt bani suficient, știm că e multă birocrație, dar sunt curioasă cum se vede prin ochii dumneavoastră. De ce nu e atât de greu să construim spitalul? Cred că o să vă răspund foarte sincer la această întrebare. Foarte, foarte sincer. Pentru că n-au fost oamenii suficient de implicați. N-aș dori să fac asta. Mi-am promis că, nu că n-o să spun, dar România nu are spitale noi pentru că n-a fost nimeni suficient de implicat să urmărească problema de la început. Eu pot să spun că am început povestea celor trei spitale regionale care se vor face pentru că suntem într-un punct în care nu mai pot fi abandonate. Am început această poveste și am avut o tenacitate împreună cu echipa din minister, care uneori friza ridicolul. Adică să te rogi de o administrație locală să te ajute să ai un document pe care e nevoie să-l ai la un dosar, să rogi o administrație să vorbească cu consultanții pentru a putea pune la punct. A fost nevoie de avize, a fost nevoie de autorizații.
Unii s-au mișcat mai repede, unii mai încet. Deci birocrația este la fel, Iași, Craiova, Cluj, dar Iașul s-a mișcat extrem de repede. Acolo n-a contat culoarea politică și orgoliile, deși sunt oameni diferiți. Cred că nici nu sunt compatibili. Dar au înțeles că nu o fac pentru ei, o fac pentru pacienți, pentru regiunea respectivă. Eu cred că asta a lipsit, implicarea. Și am să spun ceva, n-au pornit proiectele spitalelor regionale și undeva e un lucru bun ăsta, e un lucru pozitiv în faptul că România nu s-au construit aceste spitale pentru că mai avem o șansă, o ultimă șansă să le facem bine. Și asta dacă actualul ministru va reuși să schimbe normele medicale. Construcția de spitale în România în acest moment se întâmplă pe baza unor norme și reglementări din anii 96, dacă nu mă înșel. Iar normele din 96, practic, sunt cele preluate de pe vremea lui Ceaușescu și un pic puse mai frumos în pagină. Noi nu am updatat, nu am adus la zi nicio normă medicală, nu suntem cu standardele la nivel european. Construim după standardele de acum 30 de ani. Și construind după aceste standarde, vă dați seama ce spitale vom avea? Dacă începem acum să facem aceste proiecte regionale, spitale regionale, care probabil vor fi gata în 5, 6, 10 ani, nu știu cât va dura, ne vom trezi peste 10 ani că avem niște spitale care sunt conform normelor de acum deja 40 de ani. Cum va fi asta? În România pare incredibil că doar într-un an lucrurile au mers atât de repede și toți cei care ne vizitează în șantier sunt mirați. La bilanțul de anul viitor sper să veniți și să ne plimbăm prin spital și el să fie echipat și doar în probe. Pentru comunitatea noastră, repet, suntem 100.000 de suflete în Mioveni și zona Mioveni și cred că merităm un spital modern, merităm pentru noi și copiii noștri și pentru cei care sunt în tranzit, cei care sunt în Argeș, să avem un act medical așa cum ne dorim fiecare. Estimăm, după calculele noastre, ca în primăvara anului 2020 el să funcționeze la capacitate cu toate secțiile și ne dorim, repet, să avem medici profesioniști, ne dorim ca și actualii medici, care sunt și personalul care este la spitalul actual și vor fi transferați în spitalul nou, să își schimbe mentalitatea și să se adapteze la condițiile noi de muncă și la tehnologia care am adus-o, pentru că noi toți ne dorim un alt tip de act medical, ne dorim un tip de act medical occidental și sper să pășească cu dreptul și oamenii să vadă o schimbare la 180 de grade față de secțiile care le pot compara, care le-am avut în spitalul vechi și care vor funcționa în spitalul nou. Sunt sigur că se va face această schimbare.